După cum vă spuneam, utilizarea este foarte ușoară, aproape că nu avem nevoie de acest shortcut, în sensul că făcând click dreapta pe o imagine pe care dorim să o protejăm, avem această opțiune, Add Watermarks using Bytescout Watermarking Light. Și pur și simplu vom accesa aplicația direct. Mergem la pasul următor. La copyright scrieți, nu știu, numele site-ului sau numele vostru și alegeți unul din aceste șabloane. Aveți posibilitatea să puneți un text în centrul imaginii sau pe diagonală. Acestea sunt șabloanele. Eu îl folosesc pe acesta. Și așa va arăta imaginea după ce aplicăm watermark. Eu o să-i dau să apară pe desktop, să fie salvată pe desktop noua imagine. Mă avertizează că deja există o imagine cu acest nume, o să-i dau rename. Și asta a fost tot. Acum imaginea o găsesc pe desktop, este aceasta. Și pe cum vedeți, are watermark-ul pus peste. Diferența de mărime între cele două puteți vedea. Cea inițială avea 106 kilobytes, versiunea modificată are 156 de kilobytes. Și cam asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru atenție.